Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod din Call of Duty, fraților. Filmăm din nou Call of Duty Black Ops 2, jucăm pe mapa Hijack. Asta e mapa cum a venit copilăriei mele în Call of Duty, adică când m-a apucat prima dată de Call of Duty, mai pe mapa asta jucam și o votam în continuu. Dacă nu se vota mapa asta, ieșeam nimeni, pur și simplu, nu m-a împăsat de nimic. Deci asta este mapa copilăriei mele, bă. Hai să jucăm. Bă, nu mai știu exact, stai. Pe aici, știu că mă duceam și după aia veneam jos și îi luam pe aici, pe jos. Dați vedeți că aici o să ieșim de aici. Vedeți și aici o să vină. Fere. Uite aici o să vină. Mă enervează că n-am grenade, trebuia să-mi bag. Stai că nu mai știu exact mapa foarte bine și de-aia trebuie să... Ah, uite mă pe aici, mă, că știe Raul, mă. Asta știa de la mine, mă. Așa. Și mai trebuie să fie. Acum poți dai și wallbang-uri aici, asta e foarte... Oh! Fuck that. Dar putea să fie pe aici, pentru că... A, ba nu. Poți să dai wallbang-uri și mi-apare dacă îl nimeresc, unul chiar mi-apare. Și după aia, după ce îl nimeresc o dată, poți să trag ca disperatul și-l omor, știți? Asta e foarte șmeche la Call of Duty. Că poți să dai wallbang-uri ca în CS, deci nu e mare diferență. Și avem rank 30, aproape jumate din rank 30. Sper să facem 3 sfert în episodul acesta. Poate chiar mai mult, poate facem rank 31 dacă avem bulan și dăm un triple kill să ne dea medalie, știți? Assist, mamă, ce wallbang frumos. Au. Salut. Am primit mesaj, am primit pe celălalt contestim. Nu mă spama, te rog, nu mă spama, te implor, nu mă spama. Nu o să-i răspund, nu băgați în seamă, ok? Că dacă ies din joc, mi se închide filmarea. Mikael, e cu noi? Nu, frate, nu știu dacă are wallhack. Adevărul e că anticitul la jocul ăsta e foarte nasol. Am luat assist? Ok, asta a fost ciudat. De că n-am făcut nimic, așa m-am luat assist. What? Era pe jos. Doamne, bă, cât de prost pot să fiu. Să fie ăla pe jos, am luat assist oricum. I-am dat la băiat un pic. O să fiu mult mai atent. Bă, ce m-a speriat de asta, bă. Vine și în spate unul, mă, că l-am auzit. Dar nu mai joc de rank-ul meu, într-adevăr, adică la rank-ul meu, la asta, la 30 prestige mod, adică am făcut odată 5-5, trebuia să joc ca lumea, adică, na, da, asta înseamnă să te lași de un joc vreo 4 luni. Oricum, o să începe episodia până fac și o rank 5-5 prestige, ca să-l fac cum ar veni global, o să termin să alea și după aia gata, mergem în vacanță. Bă, nu chiar, o să mai filmez episoade, a? Bă, stai, mi se pare... A, mi se pare că e unul pe geam. Opa. A, l-am luat. Yes, l-am luat. Asta e bine. Pe locul 2. Uitați, rank 30 acolo frumos arată. Ăla, de exemplu, uite, Food, primul de la noi, are rank 44, dar nu-i prestige mod. Vedeți ce urât arată? Mie, la rank 44, să-mi arate mult mai frumos medalia asta, ce e dreptul, insignia din dreptul numelui meu, știți? Se pare mult mai frumos și... Vă zic, e foarte șmecher Call of Duty. Unii zic, bă, căcat, Call of Duty, nu știu ce-i nasol. Nu, frate, mie mi se pare un joc foarte șmecher. Părerea fiecăruia, dacă nu vă place, nu vă uitați. Părerea mea este că e un joc foarte șmecher de război, first person shooter. Bine, nu chiar război, chiar. E un joc șmecher. Și dacă vreți să jucați cu mine și aveți Call of Duty, mă adăugați. V-am zis, Raul 2K și jucăm din problemă. Am văzut acolo un explozibil pe perete, dar n-am zis nimic. Aoleu, mi-a dat grenada asta. Unde e băiatul? Era... ce fraier, a murit! Era o grenadă. Trebuie să-mi iau și explozibil de perete. Uitați să vă arăt. Dacă găsesc un explozibil de perete, vă arăt cum arată. E aici, fraierul. Really? Ia să vedem. Max, mamă, am murit unul de rang 23. Vai, și nici nu are prestige mod sau ceva. Aha, fraiere, te-am luat. Nici nu are prestige mod. Adică prestige mod ca și service medal. L-ai terminat odată jocul? Ai făcut rank 40 cum ar veni în CS? Ți-ai resetat în prestige mod și gata. Nu mai faci odată, doar odată. Dar pe CS poți să iei și 20 de service medaluri. Asta e jmecheria. Dar nu te ajută cu nimic mai mult de una. Adică poți să joci prime, poți să joci cam toate modurile de joc care sunt, nu sunt permise, gen. Adică competitiv poți să joci de la rank 2, naiba. Aceea nu-i problemă, dar vă zic așa, în general, de la rank... ok, salut. Și mi se pare chiar că lumea ar fi trebuit să pună să faci mai greu prime-ul. Chiar dacă eu acum mi-e foarte greu să fac prime pe contul de smurf,
de ce se... Păi mai bine, că nu sunt cheater în Prime. Sunt, dar nu mulți. Și ăia care ieșea ban odată, credeți-mă că nu o să mai aibă echia să facă Prime așa ca obsedați, gen... Ca obsedați, o să facă Prime, dar nu o să joace ca obsedați. Și să faci Prime îți durează, gen, săptămâni bune, adică trebuie să aștepți în fiecare miercuri să faci două nivele. Deci îți trebuie level 21, îți trebuie vreo 10 săptămâni, adică mai mult de 2 luni. Și în 2 luni îți iei ban în competitiv, frate. N-ai cum să nu joci o viață în 2 luni să-ți iei ban. Că știu cheateri aia de pierd un meci, vor să dea în cap și după aia joacă obvious, știți? O să tot timpul să hacker de genul, n-au cum. Îs foarte puțin, de aia care nu-s obvious, a, eu mă uit, vorbesc așa. Aia care nu-s obvious, wow. Aia care nu-s obvious nu-și ia bani, dar nici măcar nu câștigă multe meciuri. Mi se pare că l-ai de la ei. Așa, deci, na. Sper să fac și o prime pe CS, hai să luăm asta. Oh, wow, ne-au la bătaie, la sol. Ok. Măcar, na, n-am făcut jumătate de rank. Nasol, nasol. Da. Hai să vedem cum am făcut ultimul kill. Aici. Ah, uite arma care am avut-o și eu, mă. Ua, dacă e luat pe amândoi. Ba da, cred că eu luat pe amândoi. A, ba nu, nu e luat pe amândoi. Încă zic că eu luat pe amândoi. A, mă, bă, de-abia 44 am făcut. Bă, eu cu ăla am cam cărat. Nu știu cum să zic. 2000 XP. Foai, foarte puțin. Stai că dăm refresh. Intrăm în altul. Că nu vreau să fie aceeași mapă, că ei pot să voteze aceeași... Uite, au votat aceeași mapă. Dă-i mă random, frate, nu votați tot high Jake, really? Hai, hai, să fie pe random. Random, random, yes! Express, e bună mapa, not bad, dar e și mai bună, dar e bună. Mai bună decât aia, decât high Jake. Deja am jucat cu obsedatul, nu știu cât timp pe ea. Deci nu e... Da, am distribuit ceva pe Facebook, că fără o părți. Ce vorbesc mai acolo, frate? Chineză. Glumeam. Hai să vedem. Am speriat. Aaaa, cum vine cu shotgun-ul? Fuck that! De ce să joci cu shotgun-ul? Nu îmi place. Oh, salut! Unde vine, frate? Nu mai vine nimeni, nimeni. Opa, 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 asta chiar am văzut căpăul. Stați chiar acolo. Las că nu scapă el așa de ușor de mine, facem mai niște parkour. Parkour, cum zic unii, adică... Nu colegi de clasă care zic așa, stați liniștiți. Nu suntem singuri, glumeam, glumeam. Oh! Mamă, ce mi-a sărit ăsta în față, m-am și speriat de el. Bine, mai mult m-am speriat ca prostul, pentru că nu era motiv, nu era... Gen, m-am speriat de el. Aoleo! Mi-a dat grenadă, băieții. Hai că intru în tren. Am auzit grenada. Dar nu-i bai... Ah, salut! Uite, unul vorbește în voice chat acolo. Vedeți în colț lângă mapă că vorbește în voice chat, dar eu nu-l aud. Acum nu mai vorbește, dar o să-i apară numele cum vorbește. E acolo, frate, e acolo, e acolo. Bye, bye. O vrut să merge grenadă, vai de eu bubui fix lângă cap. Uai, a venit prin spate, mă. Tot o să pierdem și meciul ăsta. O să-l pierdem. Vă zic că o să-l pierdem. Rip. Să vină acolo, oare? Păi ce frate ăsta? Care e? Da, e de-a meu care trage, am crezut că e altul de la ei. O să-l pierdem nasol și pe ăsta, din păcate. Noi suntem teroriștii, cum ar veni, și ei sunt... Bă, frate, lasă shotgun-ul ăla! Băi, ce ne simțiți, frate? Shotgun-ul e cea mai de cacă armă din joc, e cea mai stupidă, e cea mai... Poți să omori oameni doar de la apropiere, dar dacă stă chem ca idiot, uite, de exemplu, să stea aici lângă cutia asta, să nici nu... Sunt prost, mai prost decât... Da. Am auzit că se umple aia și știu că ai bombă gen care te apropie de ea și bubuie, știi? Ca un fel de mine pe GTA 5. Uite, frate, cum așteaptă, vai! Ce idioți! Nu îi suport pe ăștia. Uite, vezi, asta e de aia, de te apropie de ea și bubuie. Mamă, urăsc chestia asta. Și unii pun și flashbang lângă mine-ul ăla ca să te oprească. Că așa dacă auzi sunetul, fugi repede, dar așa mine-ul ăla te oprește, știi? L-am văzut acolo și am vrut să-i dau wallbang, dar o plecat. Hai frate, vină înapoi că... Uai, urăsc! Eu îmi fac... Fucking shotgun noob. Aoleo! Joacă ei cu shotgun-ul. A, salut! Am asistat la sinuciderea lui ăla. Ai văzut cum l-a luat trenul? Vai! Cum l-a luat? L-a pălit pe fraier, uite. Stau și-o, bă. Ce se întâmplă? Au, fac de unde trage, mă. O tras unul de pe tren. Ia uite-l. A.
Dacă stai aici, poate să vină trenul să te pălească, cum l-o păli pe ăla. Aici au stat și mă omoară și l-o păli trenul. Putem să le dăm comeback, dar n-am cu echipa asta ce comeback să le dăm, știți? Tom. Ce naiba. Las, nu vă zic nimic. A intrat taică-mi eu cu o mască de Halloween peste mine în cameră. What the fuck? Aaaa. A fost cea mai stupidă farsă. Bă, vă dați seama să fie așa 12 noaptea sau 4 dimineața să filmez liniștit eu să intre ăla. Vai. Acum știam că mi-a zis că și-a luat o mască, dar... Bine, a luat-o pentru mine, dar na. Ok, asta a fost ciudat. O să vină unul aici. Ah, salut! Bă, mina era de la mine, dar era de la ai noștri. De la ai noștri. Există și game mode-uri pe jocul ăsta în care poți să-ți omori cu echipiere, ceea ce-i stupid, rău. Ce ți-ai omorât? Nu, nu Free For All. Ăla e total diferit, acolo toți-i sinamicii tăi, dar mă refer la... Ăla la... Gen de smorduri de joc în care e ca un fel de competitiv, dar poți să-i omori de câte ori vrei. A, ba nu, ba nu, de fapt îți echip, dar după vreo 10 care îi omori. 10, îți distrușată toată echipa, frate. Vino înapoi, vino înapoi, bă, shotgun-ul, frate, lasă shotgun, adică nu are shotgun, dar are armă de aia care e semi-auto, dar dă un glonț 300 de damage, deci cam tot una cu auto, nu? Cu shotgun, pardon. Lăsă că aici poți să iebă pe fraierea asta, nu poți să sară, nu? Ba da, mă, cum să nu știa, uite-l, na, fraiere, ți-ai luat-o, mai unul. Dacă ți-ai luat-o și tu, ce-ai făcut, frate, și acum o să sară aici, că o să fie 100% unul aici. Sau poate că nu? Poate că n-o să fie, poate că n-o să fie. Bă, m-a luat o melodie, dar am și uitat-o deja, e bine. Nu, era, aveam o melodie în cap. Imperfectă aia, știi ce vei melodia lui Carlos Dream. Bă, o cântam, frate, în continuu, o recitam în timp orelor. De, na, de școală. O recitam în gând, nu o recitam în timp orelor, la propriu. Puneți și voi, eu nu se le tardat, nu? Vai, ăsta-mi trage în timp ce merge, mă. Bine, poți trage în timp ce mergi, dar ăsta alerga și trăgea, nu știu cum făcea chestia asta, mă rog. A, uite că tot joacă Alex Boto, Raz. Ziceți dacă vreți și voi o serie de Raz pe canal. Dacă nu știu cei care nu știu ce e Raz, e un joc survival. E ca un fel de Ark Survival, Evolve, cred că ăla știe toată lumea, chiar le știe toată lumea. Bine, Raz e mai popular decât Ark Survival-ul, dar... Zic și eu așa, dacă nu știți, că, de exemplu, poate să fie un joc de 10 ori mai popular decât alt joc, dar ăla să nu fie... cred că de aici au tras fraierul. Și mai e încă unul, că l-am văzut pe mapă. Mai e după asta, cred. Nu? Hai să văd dacă pot să sar pe teren. Hă! Na, pai, că o sări, frate, cred că sare mai bine viața reală decât ăsta, frate. Doamne, cum să sare, mă, de ce? Ce de-a, ce-i asta? Ia, uite, ce-i săritura asta? Doamne, dacă alerg, frică, să alerg mai repede. Și ăsta obosește mai repede decât mine, adică eu pot să alerg peste 100 de metri fără să obosesc. Dar ăsta alergă 2 metri, obosește, alergă 2 metri, obosește, gata, ai obosit, frate. Ah, n-avem ce să-i facem, mă, că joacă cu jeguri de alea de arme, e ca un fel de auto pe CS. Deci vă gândiți și voi la chestia asta. Că e foarte OP, adică, uite, stau aici, uite, cum vine ăsta, haine. Stau aici, îl aud că vine, pac, pac, pac și gata, l-am luat. Și, ai, ce să-i faci, frate? Na, aici se ajute. Poate că campează, de exemplu, acum aici. Ia. Na, GG. Măcar am făcut, am făcut jumate din rang? Am făcut peste jumate. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Call of Duty. Ci că tu e zi. Aha, o sac. Opa. Sac. Only shotgun. Lol. Ok, ne vedem data viitoare. Bye, bye. Who play only shotgun. Da, mă. Sper că v-a plăcut. Am făcut și 3.000 XP, 5.000 XP am făcut în episodul ăsta, din 20.000 cât îmi trebuie. Ok. Bă, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezita să apăsați butonul subscribe la canal. Și dacă mai vreți episod în continuare cu acest joc, deși sunt foarte... Bă, uite, nu chiar puțin la ora asta, 2.000. Dar, având în vedere, bine, aici, pe ce se îs milioane. Milioane de player, da? Aici, uite, intri pe timp de meci 1.000, 700. Da, aici, uite cât de repede găsește meci. Ia, uite, deja mi-o găsit. Nici mă zice foarte repede, chiar dacă sunt foarte puțin player. Pentru că sunt strânși la un loc toți, joacă team deathmatch, ca și cum ar fi 800 de playeri pe CS, dar toți au jucat competitiv, știți? Și așa logic îți găsește din 800, îți găsește și ție încă 9 pe lângă tine să te joci cu ei, nu? Mă rog, oricum, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați butonul subscribe la canal și ne vedem data viitoare. Bye, bye!